avansat, oamenii nu prea au timp de sănătatea lor, așa că meseria medicului de familie este mai grea, mai nevoioasă, mai insistentă. Spuneți-mi, vă rog, unde e centrul de sănătate? Și pe domnul Levința tot acolo îl găsim? Da. Oricine știe unde să-l găsească la orice oră din zi și din noapte. Bună ziua, dragi mie pacienți! Pe Tudor Levința l-am cunoscut la gala premiilor în sănătate, unde a luat trofeul la categoria cel mai bun medic de familie. Felicitări pentru echipa conducută de Tudor Levința! Cu o activitate de 41 de ani în spate, Tudor Levința și-a început cariera la Spitalul de Circumscripție din Ciocălteni. 3 ani mai târziu a fost invitat să lucreze la Școala de Copii Bolnavi de Reumatism. Apoi, începând cu anul 1982, a lucrat la Spitalul de Circumscripție din Peresecina, ulterior Centrul de Sănătate Peresecina. În 2007, raionul Orhei a fost inclus în proiectul pilot în descentralizarea asistenței primare spitalicești. Au fost alese 3 centre de sănătate, Teleșău, Pelivan și Peresecina. Centralizarea a făcut ca noi să fim stăpâni la noi acasă și să hotărâm toate întrebările în privința la ce trebuie să facem la nivelul nostru. Acordarea asistenței medicale populației deservite la un nivel calitativ. Tocmai gândul principal a fost la descentralizare, ca să fie autonomie economică financiară, de ridicat calitatea. Calitatea este și niște școli ale pacienților, calitatea este și registratura, adresarea la registratură, programarea pacienților, informarea pacienților. Iată aici este o sală unde facem diferite ședințe, facem școlile pacienților. Mai departe, am făcut un laborator, adică laborator era, dar am îmbunătățit cerințele normale, igienice, cu toate cele necesare care trebuie să fie într-un laborator. Aici facem analizele generale, care se fac la nivelul nostru, și biochimie. Aparataj avem, care l-am primit prin fondul de investiții, și lucrul merge foarte, aș spun că, normal. Aici este registratura, eu zic un mini-parlament, fiindcă fiecare sector l-am colorat. Ca să sunt 8.000 populații, ca să nu încurcăm cartelele, aici e sectorul meu, aici e sectorul la alt medic, ăsta roșu la alt medic, galben și așa mai departe. Adică e un mini-parlament unde nu se aude gălăgie, și unde pacienții de pe un sector pe altul trec foarte liniștiți. Aici avem sala de triaj, unde pacienții de la registratură iau cartela, au venit aici și se determină indicele masei corporale, se face electrocardiograma, se face tonometria în dependență de vârstă. Acordăm o atenție sporită vârstei după 40 de ani, fiindcă trebuie și electrocardiograma efectuată și tonometria făcută, determinarea tensiunii intraoculare și toate celelalte. Aici avem cabinetul asistentii medicale de îngrijiri perinatale, unde este tot necesar. Lucrăm cu calculatoarele. Calculatoarele sunt unite într-o singură rețea și sperăm că spre sfârșitul anului, la nivelul 2, o să fie făcut tot aceeași reparații. Materialele toate le avem. Întrebările la achiziții sunt hotărâte, este dare de seamă. Trebuie de început lucru. Thank you.
drum spre centrul medical, apoi spre casă, Tudor Levința mai trage cu ochiul prin grădinile oamenilor să vadă ce-i fac pacienții, dacă îi respectă indicațiile. Și nu care cumva să vadă vreun cardiac lucrând în grădină când soarele este mai mare. Medicul din sat poate intra fără frică în orice ogradă din sat. Câinii pacienților îl recunosc de la o poștă. Liniște! Liniște, Fior Filipuș! 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 La cine vi-l, când ați monitorizat-o, la cine vi-l să menține tensiunea? 145-90. Da, 140, bine, 90. Bine. Tratamentul respectați? Păi regulat? Desigur, da. Regulat. Deși îi consultă și le prescrie tratamente, domnul Levința spune că nu întotdeauna îi sunt ascultate sfaturile. Ori pentru că așteaptă ca boala să treacă de la sine, ori motivează prin aceea că au mult de lucru și nu reușesc să se îngrijească și de sănătate. Dacă s-ar respecta toate recomandările medicilor, atunci populația, de către toți, oamenii, cetățenii, populația, ar fi mult mai sănătoasă. Dar cu părere de rău nu se respectă. Se încalcă regimul, se încalcă acele recomandări. Fac abuz de alcool, de alte chestiuni, munca fizică peste puteri. Cred toți, dacă s-a dus la medic și eu prescris în cartelă, gata, el de-am somn. Trebuie și el să respecte. După o zi grea de muncă, Tudor Levința ajunge în sfârșit acasă, acolo unde îl așteaptă cei mai dragi oameni. Deși este înconjurat de dragostea lor, în zadar am încercat să-l convingem să ne vorbească despre familie. Gândurile îi sunt îndreptate tot spre pacienți, tot spre meseria de medic. Tatăl meu a lucrat sanitar la punctul medical din Crișova. Îndată după război, până la pensie. Eu, văzându-l că lucrează, deseori mă ducem pe la el, câteodată nu era lucrător medical și funcția de lucrător medical o îndeplinea el. El pregătea siringele, le fierbea dimineață, el făcea injecțiile, el făcea vaccinația copiilor. Vaccina nu se păstra în frigider ca astăzi, dar se păstra în beci acasă. Cum intram în beci în partea dreaptă, într-un vas, păstra vaccina. Posibil că din copilărie, văzând, fiind legat într-o măsură oarecare cu medicina, văzând că este lipsă de medici, văzând că oamenii au necesitatea în medici, după 10 clasă m-am decis să merg la Institutul de Medicină din Chișinău. Tata îmi dădea 10 ruble pe lună și câteva kilograme de cartofi, o bancă de slănină și băietul întinde-o toată luna. Și în fine, ieșem din toate greutățile, mai găsăm de lucru, mai lucram, mai descărcam vagoane, dar asta a fost viața și a fost foarte interesantă. Medicul de familie de la oraș are specialiști lângă el, dar s-a încercat de la minister ca să fac și orașul în felul ăsta, să distrugă clădirile astea, monstru ăsta mare, așa, și să facă la Cecana un centru de a medicului de familie și alt centru undeva e clădire și alt centru, ca pacientul să se ducă la medicul de familie și să lucreze cu el. Vreau să zic, cei de la oraș, medici de familie, sunt puși în situații pozitive. Nu-i trebuie lui să se gândească la pacientul ăsta cardiac, dacă este alături cardiologul. Așa, nu-i trebuie să se gândească la o problemă, poate, gastrică acolo, dacă este fibrogastroscopul alături. Dar eu trebuie să-l programez, să-l trimit la orhei și să-i hotărăsc întrebarea pe parcurs la o săptămână, dar timp de o săptămână eu trebuie să-l tratez. Dar aici, acolo, se poate hotărâ rapid. Iată, noi lucrăm a treilea an, îmi pare, sau a treilea an cu indicatori de performanță. Și acum, e un lucru foarte bun indicatorii aceștia, dar, după părerea mea, nu se face cum ar trebui.
lucrați, că tu poți face calitate când lucrezi cu 800 de pacienți, maximal 1000. Dar ce calitate noi putem face cu 1000 și vreo 600 sau cu 3000 sau cu 4000 la 1000 de familii? Da, indicatorii ăștia care noi îi facem, ăștia sunt niște indicatori cantitativi, nu calitativi. Ca să faci calitate, trebuie să o faci la număr anumit. E clar că nu putem îndeplini la 100% acele ordine care ne vin. Sunt câteodată ordine care sunt făcute la un cabinet. Pentru asta am propus că înainte de a să scriu un ordin, cei din cabinet să iasă 3 luni de zile să lucreze medic de familie și după aceea să scrie un ordin. E ușor să scrii ordinul, dar când ai populație și nu o poți deservi, dar tu trebuie să îndeplinești ceea ce e scris acolo, nu-i chiar vesel. Era foarte, el putea la 12 noapte, slepe de tăiat, dacă îi sunau, el se duce. Cazuri erau, unele cazuri, ia că eu țin minte din copilăria mea, că noi nu mai am trecut aici, încă mergea construirea casă, asta ian, și a venit un om opălit cu curent electric, un băiețel. Și l-a dus așa în brață, băietul și ăla, și aici cum eram noi copii, nici cam, tata l-a luat în brață, l-a dus în cameră, l-a pus și i-a salvat viața atunci. De frig, de plouă, de bate vântul, medicul din sat este la datorie, chiar și în zilele de odihnă. Duminică, o singură dată nu s-a dus la lucru. Și eram cuprinsă, eram îndrăgostită și în timp aici de la poartă, așa un pronunțat, o bătaie în poartă, zavhoza de la spital vide și eu zic, la ce ai venit? S-a stricat frigiderul. Și ce? Medic șef s-a reparat duminica, atunci când era cel mai important pentru mine, că să spui ceva interesant, să mă cuprind. Era dragoste. Posibil că suntem și noi de cineva de sus predispuși la lucrul ăsta, fiindcă nu fiecare poate fi medic.